Școala de la Cluj este un fenomen important și în Galeria Galateca, o galerie privată din centrul capitalei, avem o expoziție extraordinară. Andrei e aici prezent. Mulțumesc de găsire. Aș vrea să te întreb două lucruri. Primul este, ca exponent al școlii de la Cluj, ce simți ca reprezentant al școlii de la Cluj? Ce anume crezi că ai primit din această sursă și ce crezi că vei da mai departe? Ce simți că ai de aici, din școală? Pot să spun cu siguranță că cei 5 ani pe care am parcurs la universitate am simțit o dăruire din partea profesorilor, în primul rând, și un nivel foarte înalt de studiu. Simt că acest lucru m-a ajutat foarte mult și venind cu bazele din liceul de arte din Piatra Neamț, profesorii de acolo m-au ajutat foarte mult să evoluez, să țin o linie cât mai serioasă și simt că ăsta este unul dintre lucrurile principale cu care voi rămâne și mi-ar plăcea să le pot da mai departe. Modul de a te raporta la arta pe care o faci și cum poți să o prezinți celor din jurul tău. Trebuie să fii serios, să poți să ai o anumită siguranță și să iei foarte în serios tot ceea ce faci în domeniu. Asta, da, este un exemplu extraordinar. Și ca să contextualizăm, de mai bine de un an trăim această perioadă atipică. Simți că s-a schimbat ceva în creația ta? Care sunt noile tale ritualuri? Ce ai păstrat din ce exista înainte? Cum s-a schimbat? Tehnologia te-a influențat? Cum percepi această perioadă? Cu siguranță această perioadă a fost una mai dificilă, mi-a fost puțin mai greu să pot să creez, s-a suprapus și cu susținerea tezei de master și atunci a trebuit să ne adaptăm și acesta a fost un lucru extraordinar cu profesorii. Pe mine personal m-a încurcat puțin toată perioada și eu sunt ușor mai conservator în abordare și mi-a sărit, bineînțeles, și tehnologia în ajutor, dar acum, de-abia încet, încet, simt că pot să revin la modul de a crea, de a parcurge un traseu dintr-un punct în altul în crearea unei lucrări. Și simt că, încet, încet, o să revin la ritualurile de dinainte. Mulțumesc tare mult. Majoritatea, o întrebare ajutătoare și gata. Pentru că îmi doresc să obțin un răspuns. Majoritatea artiștilor, cei pe care am intervievat în cadrul proiectului pe care Galeria Galateca îl are încă de la începutul anului 2020, au spus că această perioadă de izolare i-a ajutat cumva să creeze și tocmai această expoziție am adus-o chiar în acest moment când lucrurile sunt un pic mai deschise și mai degajate ca să poată fi văzute de cât mai mulți oameni. Mă întrebam, știu din punct de vedere al școlii că lucrurile au fost foarte bune, dar din punct de vedere individual, oare creatorul de artă vizuală, nu, adică creatorul din tine de artă vizuală, n-a simțit că are mai mult timp și că se poate exprima izolat fiind mai... Eu am perceput cu totul altfel perioada, am văzut-o mai mult ca pe o pauză în care am acumulat, am lucrat strictul necesar care a fost pentru facultate, dar ținând de partea creatoare intimă, să spun, a fost mult mai... A fost o pauză binevenită. Simt că atunci când lucrezi non-stop, tinzi să intri într-o oarecare frenezie și să nu poți să ieși în exterior să vezi ceea ce faci. Și am simțit că toată pauza asta în care am stat închis într-un apartament extrem de mic, în care a trebuit să iau pulsul lucrurilor din exterior, m-au ajutat cumva să iau toate aceste lucruri în mine ca ulterior, în această perioadă, să pot să le exteriorizez. Andrei, tu ești din Piatra Neamț, ai învățat la Cluj, trăiești acum de ceva timp la București. Da. Spune-mi, te rog, îți lipsește ceea ce frumos cred eu că se spune, dincolo de ce înseamnă școala de la Cluj, acest spirit al acestui fenomen, dincolo de muncă, de inteligență, de seriozitate, de idei, de nou,
Există acest spirit, această emulație care a existat, a explodat după anul 2000, care se păstrează în continuare și, să sperăm, se va păstra pentru un timp cât mai îndelungat. Spune-mi, te rog, îți lipsește acum, de când nu mai ești acolo, înțeleg că ai absolvit masteratul, da, că te pregătești pentru doctorat, da, îți lipsește acest spirit, acea emulație din Cluj, din școală, în care ai stat și ai lucrat atâta timp și te-ai afirmat? Da. Bineînțeles că îmi lipsește, mai ales nefavorabil a fost și faptul că venirea mea în București s-a suprapus cu perioada de pandemie și atunci toate evenimentele culturale au fost sistate și căderea a fost una mult mai bruscă. Dar în continuare țin extrem de strâns legătura cu prietenii, cu apropiații din Cluj și mereu când am anumite nedumeriri sau am o anumită temă, simt nevoia să vorbesc cu ei pentru că acolo m-am format. Acolo am legat cele mai frumoase prietenii din punct de vedere artistic, nici nu mai spun. Și mereu când mă gândesc la atmosfera de acolo, rămân cu o impresie foarte, foarte plăcută. Și cu siguranță lucrul acesta va rămâne cu mine foarte mult timp. Doctoratul vei urma tot la Cluj? Așa intenționez. Momentan simt nevoia să mai las puțin lucrurile să se așeze, iar ulterior să pot să intru mai în forță și cu un proiect mai serios. În timpul cât l-ai petrecut la București, chiar dacă s-a suprapus nefericit cu această perioadă de pandemie, ai sesizat un anumit trend, un anumit spirit al vieții culturale de la București, chiar așa, mai mult online decât fizic, desigur că s-a suprapus în această perioadă. Te simți te-ai integrat oarecum, ți-ai vedea opera expusă în muzee sau în galerii de din București, mă refer la o personală, nu neapărat la o expoziție de grup. Ți s-a părut că din interacțiunea cu cei de la București, fie că sunt artiști, prieteni sau cei care au intrat în galerii de artă, ți s-a părut că există aceeași putere de comunicare precum cu cea din Cluj? Nu vreau să fac un deserviciu celor din București, neapărat. Nu, cum simțim, dar fiecare, da, nu este... Chiar perioada aceasta mi-a fost destul de dificil să mă conectez cu mediul galeriilor, cu anumiți curatori din acest spațiu și simt că trendul este destul de diferit față de cel de la Cluj. Bineînțeles, fiind un număr mult mai mare de spații în care poți să expui, automat și artiștii sunt mult mai diversi, oportunitățile sunt mult mai deschise, dar simt că, cel puțin din experiența mea pe care am trăit-o la Cluj, acolo se legau puțin altfel evenimentele și relațiile cu toți care erau implicați într-un anumit eveniment și cumva tânjesc și tind să găsesc asta într-un viitor cât mai apropiat și în București. Să știi că eu sunt, m-am născut, m-am educat, m-am format aici, dar am găsit și de acolo a și pornit ideea organizării unei aceste expoziții, am găsit la Cluj un, dincolo de mediu academic pe care prin natura meseriei mele am interacționat destul de aproape cu el, am găsit un spirit foarte corect și artistic și uman, exact, ceea ce uman, este foarte, uman, foarte important. Important. Da, da, foarte important. L-am sesizat și eu. Că scot în evidență lucrurile astea și că voi scoate în evidență când voi vorbi despre această expoziție, nu înseamnă că îmi lasă Bucureștiul mai puțin, să spunem, lăudat sau adus în discuție, dar asta e ceea ce am simțit acolo și îmi confirm și tu acest lucru, chiar dacă ești de puțin timp în București.